Bună dimineața! Sunt plină de energie, nu? E doar o aparență, să știți. Sunt fără energie, m-am trezit obosită. Un pic se vede, dar mi-am pus 2 tone de concealer ca să acopăr cearcănele. Nu cred că am ales cel mai potrivit cadru în care să vă salut în această dimineață. Dar, hai să trecem peste asta. Eu m-am plâns deja că sunt obosită, dar spuneți-mi și voi ce faceți, ce ați mai făcut? Și uite, dacă tot împărtășesc așa zi de zi câte un pic din viața mea cu voi, mi-ar plăcea foarte tare să-mi scrieți în comentarii, nu știu, ce ați făcut voi? Eu vă spun, am fost, am făcut, am dres sau n-am făcut nimic interesant azi. Voi ce ați făcut în ziua asta, de exemplu, sau ieri, sau care mai e viața voastră? Cam cât timp munciți pe zi, cam cât timp alocați pentru plăcerile voastre, sper că faceți asta, pentru că este foarte important să alocăm timp și pentru noi și deși eu am o perioadă foarte aglomerată cu munca, încerc să rup cât de puțin ca să fac și ceva ce îmi face plăcere. Astăzi o să fie foarte puțin, puținul ăla care îmi face plăcere, dar măcar voi merge vreo oră în parc să stau la soare și să nu fac nimic, să mă relaxez pur și simplu. Și, nu știu, cam asta este tot ce voi face azi. Am de făcut mai multe drumuri și nu cred că am ce să împărtășesc cu voi din alergătura mea. O să încerc să filmez ceva din parc, probabil, cel mai probabil voi merge în Iore, că e cel mai aproape, cu trotineta, ca să ajung repede, că o să am puțină energie. Ești mai înalt acum. Poliția călare. Dar ce veselie e acolo la ei, vezi? Iuhu! Dar cred că am obosit. Păi da, vrei să plătim și noi? Să mergem să ne plimbăm cu aia. Se mai duc o tură, fii atent. Nu știu, păi ai...
2000. Cum? Este singura navă pe care o avem? De război care o avem. Funcționarea. De ce râzi, mă? Cred că e mai bună în luptă o lebădă de aia. Să nu se levească pe voprosc, că ți-o stoasă pe nasol. Da, nu? Se scufundă. Se scufundă vaporul sau broasca? Vaporul? Ce broasca? Broasca e un fel de submarin, îl face mult. Spatele. Ajungi așa de el? A plecat. Se da, duce. A plecat la război? Da. Știu. Cum poți zici, poate să fii de ruși. Uite. Hei, du-te repede la mama ta. Așteaptă-l mă și pe el. Mama ta. Unde e mama ta? Nici de cum să-l ia pe sănătate. Da, exact. A, uite, se aude și mama. Și acum vine și ne bate. Pe partea cealaltă, mama. Lasă-i pe ăștia micii să mănânce. Puce, lăpuțe-i tu. Gata, plimbarea. A fost frumos, a fost cald, ați văzut ce am făcut pe acolo, pe păturică, pe băncuță, am hrănit, nu știu ce erau aia, pui de lebădă sau pui de gâscă, unul dintre ei, sărăcuțul, era, se rătăcise și era nefericit. Și am venit acasă și o să mă duc să fac niște paste, o să fac niște tortelloni sau tortellini. Foarte rapid, foarte simplu și delicios, evident. În meniul de astăzi avem tortellini. Este cea mai basic de paste. Eu le-am cumpărat pe acestea de la Mega. Au fost 9,99 lei. Sunt pentru două persoane, zic ei, deci, dar sunt două porții zdravene. Se fierb pentru 2-3 minute conform indicațiilor de pe ambalaj. În același timp, voi stoca și voi pune într-o tigaie separată, stați că n-am cuțitul potrivit, niște bacon. Tot de la Mega l-am luat, acolo am fost să fac cumpărăturile, n-am făcut niciun fel de haul. L-am luat pe ăsta pentru că este o bucată mai mare și îmi place să tai așa chunks. Nu-mi place cel feliat pentru paste, că este feliat foarte subțire și ăla e bun așa mai de un mic dejun. Și îl tai cu bulețe, spuneam. Voi porni focul și la cealaltă tigaie, adică la muioc, nu e tigaie. Și preiez doar foarte puțin ulei. Și imediat ce se încinge, voi pune baconul. Mai am și două feliuțe de mușchi file care vor ajunge tot acolo, pentru că era o folie începută de ieri și nu cred că mai mănâncă nimeni, să nu se usuce. Iau lingura de astea și
sau focul mai mic. Ok, sfârâie, deci o să încins uleiul. Dăm și aici focul mai mic. Și 2 cătrei de usturoi pe care i-am curățat deja, noi vedeți, sunt aici într-o cutiuță, scuzați de sticla asta care a rămas acolo în decor. Încă mă mai pun încă 2 bucățele, nu vreau să fie nici prea mult, dar nici să nu fie suficientă de carne. Bucata asta a avut 300 de grame, eu estimez că am pus undeva la 170-150, cam pe acolo, e ceva mai mult decât jumătate. Și toc și usturoiul. Asta de aici de la paste, e cam mică frăticioara și am pus foarte multă apă. Și ăștia tot s-au ridicat, da, e ok. Și așa, usturoiul să-l adaug la, mai la final. Cineva m-a primit deja la mâncare, ce faci, Kitty? Hello! Say hello! V-am bat. Poftă mai. Să simțiți rostul usturoi, dar vă spun eu, se simte genial. Am palețica de paste și le transfer pur și simplu aici, în mod normal. Dacă n-am ținut camera cu mâna stângă, aș fi mutat peticiara în care am fiert tortelini deasupra locului, dar o să vă pun alături. Pentru că oricum am și smântână. Capa asta o las aici pentru că am scuze. Smântâna folosesc în general mai slabă în ceea ce privește concentrația de grăsime. Am focul la foarte mic. Voi mai adăuga doar puțin parmezan, nu am pus sare deloc în nimic pentru că parmezanul este deja sărat. Hai. Trebuie puțină răbdare așa cu smântânica asta și am tot ăla mega parmezan. A fost o perioadă în care nu l-am găsit la Lidl, de obicei cumpăr din acela, acum am și punguța de la Lidl, dar nu am început-o că să-l terminăm întâi pe acesta. Hai să iau o linguriță sau ceva cu care să presar. Cam atât. Cam cum mă așteptam, s-a terminat energia, a fost o zi obositoare,
Dar mă bucur că am reușit să împărtășesc cu voi plimbarea în Iore și, mă rog, rețeta mea simplă de paste. Să-mi lăsați în comentarii cum vi s-a părut, dacă e greu sau ușor de făcut și dacă ați încercat această variantă. Eu m-am demachiat, mi-am făcut de fapt o mască din aceea bubbly de la Mascanor. Ar fi trebuit să filmez, dar uite, nu mi-am dat seama că e funny rău masca aia. Dar am zis că sunt obosită, am și niște oarece coșuri. Da, o să filmez. Îmi intru eu ușor, ușor în mână și o să mă obișnuiesc probabil să împărtășesc cu voi cât mai mult. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem mâine! Bye!